tuturor! Mă bucur să vă revăd la un nou episod al emisiunii 15 minute alături de un agent Remax Properties. Eu sunt Mădălina Angheloiu, sunt broker owner Remax Properties și astăzi, așa cum ne-am obișnuit deja, am alături de mine unul dintre colegii noștri. De data aceasta, pe Călin Mureșan. Bine ai venit, Călin! Bună, mădă! Mă bucur să te revăd! Mă bucur că am putut să-ți răpești 15 minute. Călin e cumva sub presiunea faptului că în curând o să meargă să semneze o tranzacție și e așteptat la notariat. Dar ce să facem? Ne descurcăm și cu lucrurile astea. Dar mulțumim că ți-ai făcut timp și sigură că o să fie experiență pentru cei care ne urmăresc. Am încercat să-l fac pe Călin să se prezinte singur și el a spus că pentru a fi eficient e mai bine să fac eu intro-ul ăsta, așa că despre el o să vă spun că este genul acela de persoană pe care atunci când am întâlnit-o la o primă discuție m-am bucurat teribil că a decis să lucreze în imobiliare și egoistă, cu ghilimele de rigoare, m-am bucurat că o să fac asta alături de noi. Este un antreprenor care face antreprenoriat cu sânge de 7 ani deja, cu un background de 10 ani în corporație și aproape 15 de consultanță profesională, coaching și training la nivel înalt. Adică stăm astăzi de vorbă cu un om care putea să facă o grămadă de alte lucruri, însă a ales să se urce pe scena real estate-ului și face asta foarte, foarte bine, iar pe mine nu are cum să mă facă să mă simt decât flatată să fim colegi și să mă bucur de experiență, atât în calitate de profesionist care împarte piața cu tine, cât și să mă bucur de faptul că există clienți care au șansa să lucreze cu consultanți ca tine. Și acum trebuie să deschizi gura și să încep să vorbești câte ceva și o să te întreb, din multitudinea de lucruri pe care puteai să le faci, printre care training bine plătit pe care ajunsesei să-l faci la un nivel wow, și eu cochetez cu asta și fac cursuri în interiorul biroului și, sincer, acum o să-ți mărturisesc, nu cred că ți-am zis asta până acum, însă chiar am avut emoții când știam că o să mă întâlnesc cu tine, pentru că n-avem prieteni comuni. Totdeauna am efectul ăsta. Avem prieteni comuni și, în momentul în care știam că urmează să mă întâlnesc cu Călin și știam că a vorbit pe scenă în fața a mii de oameni, că face treaba asta la nivelul ăla, acolo, sus de tot, eram... Și ce o să pot eu să-i spun? Dar uite că există chimie, există o relație profesională foarte faină și existi tu în real estate, ceea ce e foarte, foarte mișto. Deci zi-ne cum! Îți mulțumesc foarte mult, Mădălina, pentru introducerea. Adică chiar mă gândeam și îmi venea să mă aplaud singur în momentul ăla. Și pe măsură ce spuneai, îmi venea o replică care deseori o spun în momentul în care lumea zice, de unde ești? Și eu zic, din Cluj. Din Cluj. Și atunci eu zic, stai liniștit, nimeni nu-i perfect. Cam la fel este și cu experiența profesională. Acum, de bine, de rău, cam toți avem un pic de experiență profesională. Asta vedem și din colegii noștri care se alătură echipei. Asta e de bine, de rău în ceea ce ne privește pe noi, pentru că standardul în piață nu e neapărat ăsta. Și fix asta vreau să subliniez. E important ca oameni valoroși să vadă că există alți oameni valoroși în industria asta, pentru că poate au avut neșansa să n-aibă contact cu oameni care să facă business-ul ăsta de consultanță imobiliară la un nivel înalt de calitate. Și asta e o chestie pe care trebuie să o spunem mai des, chiar dacă nu suntem confortabili să vorbim despre noi și ai făcut gluma că îți venea să te aplaudi singur, nici eu nu sunt confortabilă să vorbesc despre mine, dar n-am nicio problemă să vorbesc despre tine și facem schimbul ăsta, pentru că e important ca lumea să afle că avem cu ce și că știm să facem asta foarte bine și că nu suntem aici doar că nu aveam o altă alternativă, ci suntem aici că vrem să facem o diferență. Și ne place ceea ce facem. Asta e realitatea. Eu am intrat în imobiliare având... mi s-a întâmplat la un moment dat ca trainer să fiu invitat să țin un fel de workshop, să zicem. E o variantă un pic mai organizată a unei discuții libere. Și s-a întâmplat acum vreo 3 sau 4 ani și era o echipă din Remax, din Cluj. Și cum zicea Steve Jobs, că poți să conectezi punctele doar uitându-te înapoi, îmi dau seama că întâlnirea respectivă pentru mine a fost
foarte interesant. Eu fusesem invitat acolo pentru că, implicându-mă și pe zona de networking și network marketing, cei din birou respectiv erau foarte interesați cum pot să își valorifice mai bine contactele, cum pot să aibă o comunicare mai bună cu clienții lor. E un concept american care zice dig your well before you're thirsty, adică sapă fântâna înainte să-ți fie sete. Și atunci, în mod evident, într-o afacere cum e cea a imobiliarelor, care, cum ziceai și tu, se bazează pe reputație și recomandări, reputația vine din calitatea interacțiunilor pe care le avem cu ceilalți oameni, prieteni, cunoștințe, clienți, prospecți și așa mai departe, și recomandări care vin tot din calitatea relațiilor. Și atunci, eu am fost atunci invitat și mi-a plăcut foarte mult în imobiliare că... ok, eu să fiu foarte, foarte sincer, ca de obicei, dar după 14-15 ani de training, ok, eu personal am simțit nevoia să fiu conectat și cu terenul. Deseori, ca și trainer, am auzit povestea care spunea unii cu mapa, alții cu sapa. Ok. Da. Și era, era discrepanța asta între tu ești trainer, povestești niște concepte, niște lucruri care le-ai citit în cărți, dar unele nu putem să le punem în zona noastră de ce facem zi cu zi. Și atunci, având experiența asta în training, o dată, de două ori, de cinci ori și în 15 ani. 15 ani la zi. Da, la un an. Da, am început să flămânzesc, să zicem așa, după... Să vă arăt eu vouă. Exact, ca să... Vorba aia. Da, vorba aia, la nivel de sine, undeva acolo este. Încerc să fiu un competitiv funcțional și atunci... De fiecare dată când cineva îmi spune nu merge, nu funcționează, nu o să iasă, piața nu este bună și alte lucruri de genul acesta, în mintea mea vine gândul jucăuș de stați că încă nu m-ați văzut pe mine. Da, și aș spune aici că ți iese foarte bine, anul ăsta ești și o să avem și trofeul cât de curând în birou, ești 100% club, o distinție pe care o primesc colegii din Remax care au performanțe remarcabile în ceea ce privește rezultatele financiare și felicitări pentru asta. Deci tuturor celor care i-ați adresat lui Călin în momentele alea de training vreun gând, vreun cuvânt legat de faptul că ceea ce povestea în teorie nu probează în practică, drept dovadă le pune în practică și încă foarte bine, cu rezultate faine. Și aș mai povesti aici despre o reușită recentă, tot de aplicarea trainingului pe care îl avem, a informațiilor teoretice în practică, și mă gândesc aici la piramida prețurilor, pentru că noi spunem mereu în curs că nu inventăm apa caldă, că soluțiile pe care noi le adresăm pieței, soluțiile cu care venim în fața clienților, nu sunt niște soluții pe care le-am identificat noi. Noi doar le punem în practică, într-o formă, într-un context în care ele se potrivesc. Și tu lucrezi în reprezentare exclusivă, ești foarte bun în ceea ce faci alături de clienții tăi și aș vrea să povestim puțin de ultimele 4 tranzacții pe care le-ai bătut în cuie, ca să spun așa, și tehnica asta de poziționare corectă cumva a prețului, astfel încât să obții cele mai bune rezultate pentru clienții pe care îi reprezinți într-un timp fantastic de bun. Da, cum spun, ai luat-o din carte și ai dus-o în fața clientului, adică e, da. Pare simplu când spun asta, dar povestită de tine sună mult mai fain și poate ne dăm mai bine seama cu toții că lucrurile alea pe care le găsim în cărți chiar trebuie să le facem. Da, că probabil cineva le-a experimentat în practică și de aceea le-a pus în cărți. E foarte posibil să ai dreptate. Acum, mi-am adus aminte în timp ce spuneai că nu reinventăm apa caldă, că și unul dintre oamenii pe care i-am urmărit și urmăresc în continuare, Jim Rohn, poate e familiar pentru o parte dintre cei care se uită la noi, spunea la un moment dat, truth is old, adevărul este vechi. Poate deseori nu trebuie să reinventăm apa caldă, poate doar trebuie un pic reîmpachetat pentru o nouă generație, ca să spunem așa. Corect, ca să înțeleagă conceptul. Da, dar... sistemul acesta cu piramida prețurilor e
hai să spunem, este mai degrabă un sistem decât o, neapărat o tehnică de vânzare. Agentul în momentul în care ia o proprietate, de fapt, gândește un sistem, gândește o campanie de marketing, gândește, ok, cum voi face, dacă sunt mai mulți clienți, cum mă organizez și, practic, poate să creeze un sistem care, finalmente, să ducă la rezultatul dorit. Acum, între beneficiul ambelor părți, că sistemul ăsta de vânzare este unul super productiv pentru toată lumea. Clientul ajunge să cumpere un produs foarte bun la un preț corect de piață pe care el îl oferă, iar vânzătorul are satisfacția faptului că reușește să ajungă la o tranzacție în niște timp rapizi și fiind asigurat de faptul că a avut cea mai bună soluție de vânzare la acel moment. Da, da. Eu plec de la ideea că finalmente o proprietate se poate vinde la... Și asta e un truism în esență, se poate vinde la cel mai bun preț pe care îl poate oferi piața în acel moment. Și atunci noi ca agenți avem responsabilitatea față de clienții noștri și asta este unul dintre motivele pentru care prefer reprezentarea exclusivă, pentru că înseamnă că împreună cu clientul face echipă, suntem împreună, avem un obiectiv, trebuie să-l ducem la capăt. Și pe ce se bazează acest sistem este că putem să comprimăm foarte multă activitate într-un timp relativ scurt. Mă gândesc la ultimele patru listări, anunțurile au stat în piață o săptămână, 8 zile. Anunțurile au generat vizite 20, 30, 40 pe câte o proprietate într-o săptămână. Și atunci putem să spunem că dacă avem genul ăsta de activitate pe o proprietate, înseamnă că dacă piața este ca o oală cu lapte care în acest moment fierbe, luăm pur și simplu caimacul de pe acea piață. Adică avem activitate comprimată în timp puțin. Multe vizite înseamnă șansa la mai multe oferte. Mai multe oferte înseamnă pe scurt că negocierea prețului, de fapt, nu pleacă de la prețul de listare și se duce în jos. Asta este comun în momentul în care este o singură ofertă. Da? Și atunci... Și în momentul în care pleci de la premisa că vrei să încerci să intri în piață cu un preț poate mai sus decât media produselor comparabile cu produsul tău, că atunci te aștepți să primești o ofertă și să vezi pe unde o să fie ea așezată ca preț. Și din păcate este destul de comun acest lucru. Se spune lucrurilor pe nume. E cam cea mai comună formă de ieșire pe piața unei proprietăți, independent că e promovată de un agent sau proprietarul decide să-și promoveze singur proprietatea. Oricum, cred că suntem într-o piață care, cum zic eu, o piață emergentă. Este o piață în care încă învățăm, clienții, agenții au nevoie ușor să înceapă să aibă mai multă încredere unii în alții. Vânzarea deseori nu este între proprietar și agent, vânzarea trebuie să se întâmple în momentul în care prospectul vine și vede casa. Și atunci nu mai este doar o evaluare analitică a anunțului, domnule, metri pătrați, utilități și așa mai departe. Omul poate să vină și să vadă casa și să vadă cum se simte în ea și să vadă dacă își poate închipui un viitor pe termen scurt, mediu, lung în proprietatea respectivă. Aici cred că dacă este să fiu recunoscător, pentru că succesul în imobiliare nu este doar succesul agentului, okay? Este în primul rând succesul clientului. Okay? Își primește banii pe care și dorește sau, din nou, cea mai mare sumă pe care piața o poate da este succesul biroului în care agenții se simt confortabil, au de la cine să învețe, e cineva care se preocupă de bunul mers al business-ului lor, în esență. Succesul cumpărătorului care succesul cumpărătorului, succesul Remax-ului că poate să vină cu un model foarte lucrativ în zona de imobiliare și practic să iau oameni care au zero experiență pe domeniul respectiv, exact punctul în care eram eu acum un an și jumătate, și într-un timp relativ scurt să poată să-i facă, să-i ajute să aibă ei un business profitabil.
Da? Ei să ajungă să poate să-și câștige prin forțele proprii cele necesare vieții. Dar întorcându-mă la acest gen de listare, cred că cea mai mare recunoștință pe care o pot avea este față de clienții care, hai să zicem, au ciulit un pic mai bine urechile decât media în momentul în care le-am făcut o analiză de piață. Noi facem în mod standard o analiză de piață și de fiecare dată o facem cu vorba aia, cu cea mai mare seriozitate, cu vorba aia, cu toate abilitățile de care suntem capabili. De toate resursele pe care le avem la dispoziție, pentru că fiind parte dintr-o rețea reprezentată și cantitativ, nu doar calitativ, pentru că suntem în momentul de față înspre 350 de agenți în București, avem multe repere pe care le putem folosi în analizele noastre, atât de proprietăți tranzacționate, cât și de proprietăți mai bine poziționate ca și preț decât media pieței, pentru că fiecare dintre noi primim la nivel de informație repere care să ne ajute să analizăm sănătos fiecare proprietate pe care o luăm sub aripa noastră, să o lucrăm. Da. Și atunci, cred că un factor important pentru succesul ăsta au fost clienții care au fost deschiși la ideea, hai să-l listăm la minus 5 față de prețul de tranzacționare pe care doar un agent care are sistemele, ecuațiile noastre, ca să zicem așa, îl cam poate determina, pentru că dacă listez ușor, trebuie să fie doar o idee, o pană, da? Față de asta, piața va reacționa și va dori să vadă proprietatea respectivă. Din nou, lucrurile grozave se pot întâmpla în momentul în care ne facem numerele mari prietenii noștri. În momentul în care sunt mulți oameni care să vină să vadă proprietatea, probabil vor fi multe oferte. În momentul în care sunt mai multe oferte, este cea mai mare șansă a proprietarului să-și monetizeze la maxim proprietatea respectivă și, în mod evident, și noi suntem foarte fericiți să putem să livrăm peste practic, așteptări. Exact, peste să orchestrăm tot sistemul ăsta de lucru și, până la urmă, cred că asta este concluzia, că fiecare profesionist în industria asta, atunci când face echipă și există sinergie și încredere și în echipa asta între el și clientul care îl angajează, îl mandatează să îi vândă proprietatea sau și în cazul cumpărării, că și acolo e vorba tot de strategie de lucru, de înțelegerea nevoilor și obiectivelor părții pe care o reprezinți în tranzacție, dar cred că în momentul în care pornești la drum și ai o strategie și ai tu înainte de orice altceva, că ai profesionist claritate, băi, încotro mă întreb și știi să explici și omului din fața ta, uite, recomandarea mea este să, că până la urmă noi nu decidem nimic, noi oferim consultanță, așa cum tu ai făcut consultanță în alte industrii timp de 15 ani și astăzi cumva shift-ul din punctul tău de vedere, adică mă rog, abordarea ta este în imobiliare, dar consultanța asta este în mai multe industrii. În momentul în care ai un client pe zona asta de real estate, ai nevoie de claritate, de strategie și după aceea de implementare, pentru că e un business, nu poți să pleci în drumul ăsta într-un business fără să ai o rețetă, fără să ai o idee clară, băi, eu ce fac ca să-mi aduc plusul meu de valoare și să câștig în felul ăsta încrederea clientului, să câștig respectul clientului și la urmă să câștig, așa cum spuneai tu, că sunt multe părți care câștigă în zona asta, să câștig un client mulțumit, care să mă plătească cu bucurie, care să mă recomande mai departe. Și practic, așa cum spunem noi în trainingurile noastre, clienții să ne devină practic walking talking billboards, panouri publicitare sau să devină promotorii noștri, cred că asta este ceea ce căutam ca și expresie, să devină promotorii noștri în industria asta, pentru că un client mulțumit întotdeauna o să vorbească mai departe despre experiența pe care a avut-o. 100% și în momentul în care ca și agent imobiliar te concentrezi pe acest lucru, te gândești când interacționezi cu un client sau cu un prospect, cum îi pot aduce valoare și un picuț să te deconectezi mental de ideea, ok, semnez un contract cu clientul ăsta sau nu semnez, pur și simplu, ok, mă gândesc să ajut. Evident, în momentul în care vom discuta despre a lucra împreună, e vorba de un contract, e vorba de un comision, trebuie să fie ceva care să fie motivant și pentru agenți și așa mai departe, dar
Cred că e vorba despre încredere care vine din valoarea pe care o poți aduce clientului. Sunt clienți pe care la un moment dat i-am ajutat cu analize de piață și au decis pe moment să lucreze cu alți agenți, nu-i nicio problemă. Ne știm valoarea, știm ce putem să producem pentru clienți și vorba aceea, dacă e momentul, da, dacă planetele se aliniază să lucrăm împreună cu mare drag, dar eu sunt convins că ceea ce facem lasă o urmă. Fără doar și poate. Și jocurile, să zicem așa, și cărțile în această piață se fac către agenții care sunt buni, care pot să aducă valoare, care pot să dea cel mai bun sfat de care sunt disponibili, care pot la un moment dat, să zicem, să parcheze ideea comisionului sau a câștigului lor, să înțeleagă că asta vine în mod natural în momentul în care aduci valoare. E consecința unui lucru bine da. Făcut. Da. Și în ideea asta ne-am cam apropiat de finalul celor 15 minute. Însă, fără doar și poate, Călin poate să vă povestească personal, în carne și oase, în cadrul unei întâlniri mai multe despre strategiile pe care el poate să le elaboreze în funcție de proiectul pe care vreți să-l puneți în mâinile lui. Fie că vreți să cumpărați sau să vindeți sau poate să închiriați o proprietate. Cu mare drag, Călin vă stă la dispoziție, alături desigur de întreaga echipă Remax Properties. Vă mulțumim că ne-ați oferit atenția dumneavoastră. Sper că vi s-a părut interacțiunea cu noi foarte interesantă și că ne veți urmări și data viitoare. Mulțumesc, Călin, pentru prezența în emisiunea noastră. Mulțumesc, mult, Madalina, pentru invitație. Și să facem tranzacții multe și treabă bună alături de clienți să facem în continuare. Mulțumesc. Mulțumim.